Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, uită-te în ochii unui copil mic, care încă n-a cunoscut dezamăgirea. Acolo e Dumnezeu, este bucuria și inocența, e iubirea inocentă, perfectă. Uită-te în ochii copilului tău. Dacă lumina nu i-a dispărut, înseamnă că tot ce ai făcut este bine. Ai grijă că lucrurile nu vor rămâne la fel mereu, pentru că scenariile de viață se schimbă și n-ai cum să știi, de exemplu, când un om are 100.000 de euro, e un om, când are 1.000.000 de euro, e alt om, când are 1.000.000.000 de euro, sau, să, mă rog, să zicem, 100 de milioane, e cu totul alt om. Pune lucrurile diferit. Care crezi că ar trebui să fie retorica unui părinte, fără posibilități, nu știu, să spunem angajat, un salariu nu foarte mare, în raport cu copiii săi? Ce abilități, ce posibilități are un părinte să-i seteze mindset-ul de viitor antreprenor unui copil atâta vreme cât ei nu au nicio tangență cu acest domeniu? Există fidelitatea asta față de sărăcie, față de suferință, îi spune loialitatea față de suferință. Și atunci, chiar dacă eu am toate șansele, la un moment dat mă sabotez. Dar poți să-ți stăpânești minte? Este cu putință să o stăpânești cu adevărat și definitiv, irevocabil? Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Educast, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație și exemplu personal. Astăzi avem un invitat deosebit, psihoterapeut și fost consultant de business, Ion Bucur. Ion, bine ai revenit la noi. Și facilitator de constelații sistemice. Evident, da. Ce vânt te aduce în Bucovina? Fac o excursie pe la mănăstiri. Adică în mod specific la mănăstirea Sihăstria Pudnei. Și pentru că vin în Bucovina, știi că este o regulă la noi. Trebuie să fim foarte ospitalieri și generoși. Am două daruri simbolice pentru tine. Este un prosop, concept, la care am lucrat de foarte mult timp, vreau să-l dăruiesc. Prosop pentru minte și trup. El este imprimat cu o serie de cuvinte care, cred eu, motivează, inspiră, schimbă retorica subconștientului. Mulțumesc! Și vreau să-ți ofer și un caiet al visurilor. Metoda Mandachi. E un caiet de lucru ăsta, nu? Sper să-l completez. Îți doresc să-l completezi. Ion, astăzi aș vrea să vorbim atât despre business, pentru că îmi voi focusa întreg canalul de YouTube către zona financiară, dar vreau să vorbim și despre motivație, despre inspirație, despre psihologie, despre exemplu personal. Aș începe cu o întrebare. Ce rol au cuvintele pentru mindset-ul nostru, pentru creierul nostru? Cred că dacă ele reflectă sau stimulează o experiență interioară, sunt extrem de importante. Extrem de importante în sensul că te ajută să generezi în interiorul tău o altă stare decât o stare mai potrivită pentru ceea ce ai de făcut sau pentru ceea ce îți dorești. Totuși, există și, să spunem, o contraindicație atunci când suprapui cuvintele peste o stare pe care nu o poți schimba. Și atunci... Cum ar fi? Așa zisă gândire pozitivă sau afirmațiile pozitive, care de multe ori se suprapun peste o stare negativă și ele, de fapt, nu contribuie la schimbarea stării, ci contribuie la suprimarea stării. Și atunci, anestezierea stării? Anesteziere, suprimare, fragmentare, depinde. Evitare, fugă, ca și cum am aici arde un foc și pentru că nu-mi place consecința, mă uit în partea aia unde nu e niciun foc. Dar consecința vine după mine. Ai fost consultant de business mai mulți ani de zile și aș vrea să atingem și această zonă, această arie. Da. Ce rol crezi că au cuvintele în business, într-o negociere de pildă? Cred că ele setează un cadru și cred că cine stăpânește bine capacitatea de a seta un cadru, negociază mai bine. Ce înseamnă să setezi un cadru? Subiectul despre care vrei să discuți, cred. Pentru că sunt acum, trăim într-un război psihologic. Mintea umană a fost atât de bine înțeleasă de către specialiști, încât în momentul de față
pare destul de ușor ca dacă nu îți stăpânești mintea, să fii, butoanele să fie accesate și să genereze în tine comportamentele pe care sunt dorite de alte persoane, adică manipularea. Dar poți să-ți stăpânești mintea? Este cu putință? Să o stăpânești cu adevărat și definitiv, irevocabil? Din perspectiva mea, da. Adică este perspectiva mea și experiența mea. Sigur că poți. Ce ai de făcut este să o surprinzi în timpul acțiunii. Ca să o surprinzi în timpul acțiunii, îți trebuie o metodologie, o claritate privind rădăcinile minții. Noi, ce e mintea noastră în clipa asta? Este o sumă de gânduri, de emoții, de practic un sistem cognitiv care ne spune cum este realitatea, ce este convenabil pentru noi, ce nu este convenabil și, în consecință, ce avem de făcut, ce am putea să facem în clipa asta. Dar toate astea au o rădăcină energetică. În principiu, rădăcina rădăcinii este frica de a muri. Asta ne motivează pe noi. Frica de a muri este echivalentă cu sentimentul de identitate personală. Atât timp cât ai o identitate personală, cât ești atașat de imaginea ta, de corpul tău, de povestea pe care o ai în mintea ta, de personalitatea ta, ești atașat și de consecințele sau de povestea pe care o spui în lume sau cu care te alimentezi, și automat în aceeași poveste e inclusă ideea de moarte, de dispariție la un moment dat. Iar asta generează trei categorii de, să spunem, de energie. Dacă eu trăiesc și nu vreau să mor, în primul rând vreau să-mi protejez corpul. Pentru că un om obișnuit se identifică cu corpul lui. Și, să zicem, aceasta energetică ar fi dorința de siguranță, dorința de securitate. O altă dorință importantă ar fi dorința de a preveni sau dorința de a face ca lucrurile să se întâmple așa cum consider eu că mi este favorabil. Dorința de control. Și o altă dorință, să spunem, o energie pe care toți o avem, și astea trei înseamnă eu-ul nostru, identitatea noastră, este dorința de a fi iubit, de a fi aprobat, de a fi respectat, de a fi recunoscut și așa mai departe, de a avea succes, de a avea recunoaștere. Astea trei scriu toată povestea umanității. Adică tot ce s-a scris, tot ce s-a inventat, absolut tot ce se vorbește, în orice secundă, orice gândește un om, poate să fie urmărit până într-una sau în mai multe dintre aceste rădăcini. În momentul în care conștientizezi ce motivează întrebarea ta, răspunsul tău, discuția ta, decizia ta, felul în care judeci lucrurile, povestea pe care o ai, atunci poți să interacționezi direct cu nivelul energetic, cu un nivel, să-i spunem, mai profund al gândirii și să eliberezi, să faci ca acel nivel să se dizolve, și atunci gândurile tale, adică așa zisa minte, rămâne fără substanță și ajungi într-o stare de pace. În starea de pace nu mai ai nevoie de efort, este suficient să ai o intenție și interacțiunea ta cu realitatea vine din cu totul și cu totul o altă sferă. E ca și cum intenționezi și intențiile tale se realizează. Nu înseamnă că nu mai faci nimic acum, stai și intenționezi. Dar nu mai ai obstacole pe care ți le creează mintea, nu mai ai ideea de efort, ai ideea de plăcere, ai ideea că toată realitatea ți este favorabilă și e ca și cum între tine și intenția ta nu mai există niciun obstacol, ajungi direct, fără atașamente, adică orice lucru pe care îl împlinești nu reprezintă nimic, pentru că în esența ta ești deja complet fericit, și orice lucru pe care stă în calea, fără aversiune, da? Fără nicio aversiune, adică niciun obstacol nu există în calea împlinirii visului tău. De câteva luni de zile, de fapt de câțiva ani de zile, lucrez la un proiect foarte mare, un curs de franchising în care intenționez să-i învăț pe antreprenori cum să-și transforme un SRL într-un lanț de francize. Deja am lansat acest proiect și într-unul dintre module vorbim despre strategia de marketing, despre simplitatea strategiei de marketing. Și le explic studenților, cursanților, că
prin intenția, prin obsesia noastră de a supraviețui, luăm și decizii în zona de, de cumpărare. Și clienții care intră într-o unitate, într-un local, într-un magazin, iau decizia de a cumpăra în raport cu obsesia inconștientă de a supraviețui. Ce mai pregnant? Frica de moarte sau obsesia inconștientă să supraviețuiești? Este același lucru. Deci, eu fac diferența între frica de moarte, care este o poveste pe care și-o spune omul, obsesia de a supraviețui, este o poveste pe care ți-o spui în interior. Și moartea ca atare. Dar cumpărătorul, când intră într-un locație, e afectat de obsesia lui și de frica lui. Cum ia decizia un cumpărător? Cum ia decizia? Cum ia decizia? În momentul în care intri, în capul tău intervine o serie de exerciții. Există un lanț cauzal, dar cred că e destul de întins, adică de la frica de moarte și până la decizia de cumpărare este o distanță. Dacă, de exemplu, să spunem, există o frică explicită, de exemplu, dacă nu faci nu știu ce, vei muri, atunci te duci și cumperi chestia respectivă. E foarte clar, dar cred că procesul, decizia de cumpărare în mod obișnuit nu e chiar atât de scurtă, cum s-ar spune. Lanțul cauzal nu e chiar atât de scurt. Cred că sunt mai multe trepte intermediare și... Dar eu n-aș merge pe acest gen. N-ai merge atât de radical? Nu, n-aș merge pe acest gen de... pentru că ăsta este omul obișnuit, omul care nu poate să stăpânească mintea și care intră pe pilot automat. Iar asta deconectează omul din ce în ce mai mult de ființa lui, de profunzimea lui. E ca și cum, ca să poți să te faci un cumpărător, trebuie să te deconectezi de cine ești tu cu adevărat. Tu nu trebuie să gândești, nu trebuie să înțelegi, nu trebuie să știi. Trebuie să-ți fie cât mai mult teamă de moarte și când îți este teamă de moarte, te-am deconectat de esența ta și atunci și pot să fac ce vreau cu tine. Clienții în raport de ce frici iau decizia de cumpărare? Că nu poți să spui că un client ia decizia de a cumpăra doar că e asumat și că e entuziasmat de produs. Sunt anumite mecanisme care se declanșează. Te referi la... Eu aș spune că sunt două tipuri de motivații. Una este o motivație negativă, iar cealaltă este... vine dintr-un alt model de business. Aș spune mai degrabă un model de business foarte mult apropiat de spiritual. De ce are nevoie cu adevărat o ființă? Avem nevoie de toate, dar de multe ori când motivația este negativă, dacă te uiți la ce ai cumpărat, în principiu nu prea ai nevoie de nimic și arunci din când în când câte o sacoșă. Că ai cumpărat tot felul de lucruri care ți s-au părut importante, interesante la un moment dat, după care vezi că nu rămâne nimic în tine și le arunci pur și simplu. Dar poți să faci o vânzare fiind absolut integru? Totalmente integru? Sau trebuie să existe și o doză de persoasiune manipulatorie? E o întrebare, e de intersecție chestia asta. Adică, cred că ceea ce se face în momentul de față este persoasiune, te convin că ai nevoie, chiar dacă tu nu știi, îți explic eu de ce ai nevoie, inventez nevoia. Sunt niște mecanisme destul de clare, nu le cunosc în profunzime, adică nu sunt un specialist în zona asta. Am doar așa câteva idei din ce m-a interesat pe mine. Dar e clar că există un algoritm și foarte bine stabilit acest algoritm, că nu știm noi exact, dar el este foarte clar și de obicei ținut secret, așa ca un secret. Consumerismul, scopul lui este să supraviețuiască, este ca o entitate vie. El supraviețuiește cât mai bine dacă are, este alimentat cu cât mai mulți consumatori și dacă... circuitul banilor și merge cât mai rapid și așa mai departe. Întrebarea pe care ți-o pui atunci când te uiți în profunzime la lucruri este dacă, la ce folosește acest model. Adică dacă omul este doar un consumator și până la urmă nu poate să stea nici măcar o oră cu el sau o zi să se relaxeze, să respire, să se uite după porumbei, habar n-am. Fără să cumpere nimica și cum ajunge și stă un pic în casă, se plictisește, trebuie să cumpere ceva, trebuie să facă ceva, atunci ne punem întrebarea cui folosește chestia asta. Adică sistemul ăsta e de sine stătător, servește niște oameni care sunt în vârful piramidei și la ei ajunge grosul și ăia ce fac? Își mai cumpără încă ceva și că suntem deconectați de natura profundă a noastră. La nivelul naturii profunde, că mi-ai pus o întrebare,
Cred că lucrurile se pun altfel, dar în momentul de față, ca să ne referim la realitatea noastră și mai ales asta noastră românească, în străinătate cred că lucrurile merg destul de rapid și sunt avansate. Eu cunosc modele de business mult mai integru și nu există ecosistemul în momentul de față. Pentru că dacă, să spunem, este un producător, un vânzător integru, el practic nu prea are cum să se conecteze, pentru că motivațiile celorlalți nu sunt de armonizare și de echilibrare, sunt de câștig cât mai mare. Și că aici cred că ar trebui să vedem cui ne adresăm. Omului deconectat de el sau omului conectat cu el. Pentru că lucrurile se pun într-un mod foarte diferit. Și aici este o alegere. Acum este o alegere etică, dar este o alegere spirituală și până în momentul de față nu cred că aceste ecosisteme sau mini-ecosisteme care există în alte țări și știu, de exemplu, Olanda, Germania, Statele Unite mai ales, ele există de ani de zile și se experimentează în momentul de față. La noi, nu știu dacă am auzit de una, două persoane care fac niște lucruri extraordinare, dar deocamdată și chiar am făcut o puțină consultanță cu cineva, Email de Sighișoara, care a implementat un model de genul ăsta super avansat, dacă pentru cine cunoaște teoria lui Ken Wilber cu stările, mă rog, abordarea integrală a lui Ken Wilber. Ken Wilber este cel mai mare filozof în viața al acestui secol. El s-a dus într-o direcție în care majoritatea au refuzat să se ducă. Toți s-au dus către fragmentare. Să știu cât mai mult despre cât mai puțin. Să-mi dau cu părerea. Și omul ăsta a văzut fragmentarea și faptul că nu se mai unește niciodată cunoașterea la un loc și a luat-o pe toată și a încercat să creeze un model integrator. Și în modelul ăsta integrator, inclusiv business-ul poate fi abordat, dar nu numai. Și a ajuns să spunem, sunt oameni, instituții care încearcă să ducă business-ul, poate ai auzit de teoria U, Otto Scharmer, încearcă să ducă business-ul și nu numai. Toată interacțiunea economică și socială și politică pe un alt nivel de conștiință. Și vorbim de organizații conștiente, de oameni care se gândesc la angajaților, omul ăsta vine și muncește aici 8 ore ca să câștige o pâine. Cum pot să fac eu ca alea 8 ore sau 9 ore sau 10 ore să fie ceva foarte semnificativ pentru viața lui, să nu însemne doar banii și nu știu cum să iau bani și să-i cheltui și să îmi trăiesc viața după cele 9 ore sau în vacanță sau cum să-mi trăiesc eu viața cu sens chiar acum. Și astea sunt modele superioare motivaționale la care deocamdată doar teoretic ne gândim, dar sunt oameni care sunt lucruri care se mișcă în direcția aia. Dacă ne referim la modelul actual, da, ai dreptate. Persuasiune, apeși butoanele, dar așa vorbim cu roboței. Și deconectăm din ce în ce mai mult de natura lor profundă. Cum ți-ai consilia un client antreprenor, de pildă, să-și aleagă asociații? Pentru că eu fiind foarte atent... M-aș uita cine este. Ea zice, alegeți un asociat ca tine, sau aproximativ ca tine, după care vezi compatibilitatea, asta e una, să fie o relație frumoasă între voi doi. Dacă relația e frumoasă și are o bază, să spunem, din afara business-ului, atunci în business poți să pleci de la conexiune ca să poți să treci prin toate etapele unei relații care se întâmplă. Și al doilea lucru, i-aș spune, ai grijă că lucrurile nu vor rămâne la fel mereu, pentru că scenariile de viață se schimbă și n-ai cum să știi, de exemplu, când un om are 100.000 de euro, e un om, când are 1.000.000 de euro, e alt om, când are 1.000.000.000 de euro, sau, să zicem, 100 de milioane, e cu totul alt om. Pune lucrurile diferit. Eu am făcut toată averea, mi-am făcut-o prin asociere, da. Împreună cu francizații. De pildă, francizatul este elementul fundamental într-un parteneriat de tip franciză. Și vreau să te întreb... Deci tu ai o filozofie de business, probabil că e... Da, filozofia francizării, clar. Da, da. Pe care vreau să o predau și să o împart. Da, și să o împart e cu ceilalți. O filozofie superioară. Numai că eu îmi selectez acești parteneri
în baza unor criterii da. Mai raționale. Ai putea să-ți selectezi, sau în baza unor cifre. Da. Ai putea îndruma pe cineva să-și selecteze parteneri de business prin intuiție? Sincer, nu. Onest, o spun acum, nu. Acum toată lumea vorbește nu, pentru că intuiție. Cele mai avansate, da, e foarte bine să ai intuiție, dar cine îți validează intuiția? Adică trebuie să ai o super intuiție, nu doar o intuiție. Și aș spune că cel mai bun model de predicție este un test situațional. Și dacă faci asta, mi se pare foarte bun. Că omul trebuie să presteze, să treacă niște praguri, cât să se califice. După care, dacă ai 10 calificați cu criteriile tale, intri la rafinament. Cu care poți să mergi pe o relație pe termen lung? Ce situații conflictuale pot să apară? Cum se va comporta? Adică merg pe o predicție pe termen lung și, bineînțeles, la sfârșit de tot este, a zice, cireașa de pe tort este intuiția. Bă, nu știu, e ceva omul ăsta. Pentru că avem modalități de înțelegere instantanee a celor cu care interacționăm, care nu trec prin gândirea rațională. Avem, de exemplu, nu știu, poate cei care ne ascultă au auzit de neuroni oglindă. Sunt niște formațiuni nervoase descoperite la nivelul științei, să spunem, relativ de curând, prin anii 90, în care, practic, noi cunoaștem instantaneu persoana cealaltă, fără ca să mediem rațional, fără ca să avem criterii raționale. Băi, îmi place sau nu-mi place omul ăsta. Sau, de exemplu, de ce? Pentru că e un instinct. Și sunt formațiuni neuronale specializate în a cunoaște instantaneu realitatea, după care vin muncitorii ceilalți care înțeleg ce și cum și de ce. Pentru că, să spunem, în istoria noastră a umanității, arhaic vorbind, trebuia să știi foarte repede dacă poți să ai încredere în cel cu care te-ai întâlnit și dacă poți să-l respecti. Deci sunt două lucruri pe care trebuie să le știi. De ce trebuia să știi că trebuie să-l respecti? Pentru că, nu știu, dacă nu poți să-l respecti, poate că nu este cea mai bună asociere. Nu pot să, că nu mi-aduc aminte de vremurile alea, dacă ai fi trăit în istoria, să spunem, de acum sute de mii de ani. Habar n-am, dar e un instinct de conservare, e un instinct de supraviețuire. Să știu cine seamănă cu mine, în cine mă pot încrede. Apropo de asta, în constelațiile, în metoda constelațiilor, deseori se întâmplă să alegi pe cineva să reprezinte pe mama, pe tata, pe nu știu cine și să aibă exact aceeași problemă. Deci dacă într-o sală tu ai o problemă cu inima și tu alegi pe cineva care să te reprezinte pe tine, probabilitatea să-l alegi exact pe ăla care are o problemă cu inima fără să se cunoască înainte este foarte mare. Chiar s-a întâmplat de curând. Persoane care... Și cum se argumentează științific? Științific există două teorii majore. Ele sunt, una este științifică, să spunem, teoria neuronilor oglindă, pentru că are cercetări și descoperiri, mă rog, la bază. Cealaltă este, nu este acceptat nucleul științific, este undeva mai marginală, deși are și ea cercetări, este teoria câmpurilor morfogenetice. Adică, înainte ca o formă să existe în realitate, există un câmp care are toate planurile de interacțiune în așa fel încât realitatea respectivă să crească. Adică se creează un câmp și în câmpul respectiv noi împreună creăm o unitate. Suntem într-o unitate. Și atunci e ca și cum eu cunosc deja din câmp sau câmpul mă ghidează pe mine, pe cine să aleg pentru rolul respectiv. Cine este omul care o să-mi arate prin comportamentul lui sau prin felul în care interacționează cu ceilalți, ceea ce eu am nevoie să știu chiar acum. Cum afectează transgeneraționalul un antreprenor de pildă? Asta e o întrebare foarte interesantă. Am observat de nenumărate ori. De exemplu, persoane care acum 3 generații au avut pe cineva care a pierdut foarte mult. Au avut pe cineva care a pierdut nu știu ce avere prin câmpul lung sau prin curtea de Argeș. Și acum persoana respectivă, plecând de la același nivel ca și noi, a recuperat, dar, cum să spun, nefăcând legătura. Uh-huh. Dacă bunicul a fost bogat și i s-a luat, el a redevenit bogat. Adică am văzut de multe ori chestia asta. E ca și cum viața ți-a luat într-o generație, ți-a luat cu mână și îți dă cu două.
aici nu mai există temei științific. Dar ba da, există temei științific, nu e o prezumție, este, hai să zic așa, că știința n-a ajuns la nivelul observațiilor empirice. Deci putem vorbi de o știință care deocamdată se află în stadiu empiric. Observăm, nu avem cum să nu remarcăm că există legături și deocamdată știința clasică, să spunem mainstream, nu poate să explice, că nu are instrumentele, nu are... Dar putem, de exemplu, să explicăm o mulțime de lucruri prin câmpul mental. Ce e câmpul mental? Este o legătură care este dincolo de spațiu și timp. Dincolo de localizare. Eu aici, nu știu cine în America, eu aici, nu știu unde. Și am observat, de exemplu, că atunci când o idee apare nu știu unde, ea, e posibil să apară adesea și în alte locuri în același timp. Bine, cine are posibilitatea o realizează mai repede în practică, dar ideea este la fel de măreață oriunde. Adică e ca și cum înflorește peste tot. Și ce înseamnă asta? Că avem acces, avem inspirație, ne downloadăm practic din același câmp și unii au mijloace mai puternice, le realizează mai repede, alții mai puțin repede. Și dincolo de timp este pentru că acest câmp creează legături care nu țin cont de timp. Deci de generație, adică generația, nu știu, a treia, a patra, a cincea, oameni care nu mai sunt în viață și totuși există o legătură. Genetica explică lucrurile astea, clar că e o transmitere genetică, dar genetica n-a ajuns la nivelul la care se explice comportamentul. De ce X seamănă cu Y și face cam aceleași lucruri. Mai există o altă știință, o completare a geneticii sau să spunem o nouă genetică, epigenetica, care spune de ce genetica funcționează într-un anumit fel, în anumite condiții. Și în momentul de față, cum să spun, este destulă complexitate și există teorii științifice care pot să aducă enorm de multă, cum să spun eu, plus valoare pentru cei care vor să acționeze într-un mod inteligent și practic să creeze o nouă emergență, o nouă clasă, un nou business, un nou pământ, ca să zic așa. De ce crezi că unii dintre oamenii de afaceri, și aici mă includ și eu, cel puțin la început, când am început să fac afaceri, închid paranteza, suferă de sindromul impostorului? Că au sentimentul că nu merită să se bucure de abundența la care au ajuns. Da, e o întrebare foarte interesantă, dar îmi pui întrebări care merită o dezvoltare foarte largă și eu acum mă străduiesc să capte ceva și să-ți dau un răspuns semnificativ. Pot să spun din observațiile mele, eu am adus în România o metodă care se numește metodă de eliberare sau metoda Sedona sau Power of Quiet sau Release Technique sau are diverse denumiri, nu asta contează. Cert este că am văzut această loialitate. Dacă există o loialitate între generația actuală și generația anterioară sau acum două generații, dacă noi, să zicem, ne tragem din oameni săraci și avem o mulțime de convingeri care, să spunem, pun sărăcia într-un plan de, nu știu, noblețe și așa mai departe, există fidelitatea asta față de sărăcie, față de suferință, îi spunem loialitatea față de suferință. Și atunci, chiar dacă eu am toate șansele, la un moment dat mă sabotez. Mă sabotez sau îmi creez, fără să vreau, sau atrag în viața mea lucruri, oameni, situații care îmi pun cumva stop. Și trebuie să depășesc aceste praguri, sunt praguri mentale. Bun, loialitatea cum asta, loialitatea față de părinți, de pildă, care nu au avut bani și tu vrei să nu-i depășești, practic, inconștient asta, te temi să nu-i depășești, să nu-i lași în umbră. Cum depășești acel prag? Nu să nu-i lași în umbră. Să nu-i părăsești. Să nu-i părăsești. Cum depășești? Trebuie să-i reîntâlnești ca... Asta este o motivație a unui copil. Copilul nu poate să-și depășească părinții pentru că simte că îi trădează, simte că nu merită, că nu merită să fie mai mare decât părinții lui, nu merită să fie altfel, nu merită să se bucure mai mult. Și atunci se reduce el în loc să-și ridice părinții. Dar îți dau o explicație un pic mai subtilă și sofisticată. Sufletul nostru vrea să fim egali. Dacă eu cresc, mă simt vinovat, pentru că nu mai sunt egal. Și atunci trebuie să găsesc o modalitate ca să cresc și să-i ridic pe ceilalți la nivelul meu.
Adică să împrăștie abundența și în același timp demnitatea. Pentru că în mintea mea există o judecată, că a fi sărac e ceva rău, că a fi a suferi e ceva rău. Adică pleacă din judecățile mele. De asta spuneam, când stăpânești mintea, stăpânești totul. Nu stăpânești mintea, ești stăpânit. Deci avem două variante în viața asta. Suntem sclavi, sclavii minții noastre, nu ne sclavagește nimeni, dar cine ne stăpânește mintea, o utilizează, sau suntem stăpânii minții noastre și atunci creștem, explodăm. Suntem sclavi sau suntem mai puțin sclavi? Tot acolo rămânem până la iluminare, dar în contextul pe care l-ai expus, trecem din paradigma sindromului impostorului în paradigma sindromului salvatorului și atunci vrem să-i salvăm pe ceilalți. Nu-i salvăm. Păi dacă vrem să-i aducem la nivelul la care suntem noi, toată viața o să ne consumăm încercând să-i ducem pe umeri pe alții. Nu la asta m-am referit. Am înțeles că nu. E o variantă, dar e varianta grea și într-adevăr chinuitoare. Nu. Când eu mă uit, de exemplu, vorbesc să spunem despre o persoană obișnuită, mă uit la părinții mei și spun, părinții mei nu au fost niciodată în Spania. Și discuția în capul meu este, vai săraci, eu mă duc în Spania, mă duc în Germania, nu mai stau pe acasă. Și mă simt rău când mă gândesc la ei. Ce fac ei sau ce au făcut sau ce n-au făcut dacă nu mai sunt în viață. Și atunci întrebarea mea este, oare faptul că n-au avut, n-au putut, nu știu ce, este chiar așa de rău? Și atunci eu îi ridic în demnitate. Nu, părinții mei sunt perfecți, viața lor este perfectă, viața lor a fost perfectă. Orice s-a întâmplat acolo. Ce e asta? Este un adevăr? Nu e un adevăr obiectiv. Mintea mea nu-l acceptă ca adevăr obiectiv. Este o atitudine. Viața e perfectă, părinții mei sunt perfecți, oamenii sunt perfecți, oamenii sunt demni, oamenii sunt egali cu mine, oamenii sunt luminoși. Asta nu e gândire pozitivă? Nu e gândire pozitivă, este o atitudine. Uh-huh. Este atitudinea pe care o am de aici. Nu este o minciună, nu mă mint. E chiar așa simt. Dar într-adevăr trebuie să ajung să trăiești asta. Și le arăt celor cu care lucrez diferența într-o constelație. Dacă eu plec din această atitudine, se schimbă absolut totul. Când se schimbă? Chiar acum. Și apoi le spun așa, ia experimentează-te în viața ta și dă și mie de știre. Ia-o ca să o verifici, nu să o crezi. Gândirea pozitivă este ceea ce vrei să crezi. Iar ceea ce spun eu este experimentează. Vezi dacă e adevărată pentru tine, dacă nu, arunc. Acum îți stâmperi foamea de a-i salva pe ceilalți? Foamea de a-i salva pe ceilalți. Te referi la mine? În general. De a-i salva pe ceilalți. Nu e nimeni de salvat. Când salvez pe cineva, îl salvez pentru că mă gândesc la el ca la un om inferior, care nu are posibilități, și îl tratez din perspectiva lumii obișnuite. Dar hai să-l tratăm din perspectiva spirituală, din perspectiva divină. Păi nu sunt de acord cu tine. Astăzi m-am întâlnit cu o doamnă pe care o cunosc de mai multă vreme, care nu are o situație financiară favorabilă, vinde coșărci din paie. Și nu m-am raportat la ea cu superioritate. Efectiv, simțeam nevoia să-i dau niște bani, să-i cumpăr ceva din... Era în fața unui magazin. Așa. Asta înseamnă că m-am raportat cu superioritate? Nu. Eu i-am... Ai făcut-o cu milă? Demnă pe femeie. Ai făcut-o cu milă? Cred că da, puțin. Ce e aia milă? De la cine către cine pleacă mila? Da, înțeleg unde... De la cel care poate către cel care nu poate. Am făcut-o și cu drag în același timp. Păi asta e. Se păstrează dragul. Dacă tu simți că îți dai ție, că tu ești omul ăla, poate într-o altă situație sau că este cineva din inima ta, atunci e ok. Dă-ți ție, că tu ești tot. Dar aici discutăm deja despre o altă, să spunem, o abordare sau o viziune spirituală. Care e datoria morală a unui antreprenor care a ajuns la succes și care are posibilitatea să doneze mulți bani, dar... Să-i doneze. Ok. În ce temei? În temeiul... Să doneze unde... Ce argument? Argumentul e următorul. Unde vede o sămânță, să hrănească sămânța respectivă, pentru că sămânța respectivă va hrăni o altă sămânță. Asta e. Adică dă cu sens, dă unde o să crească. Nu da cu milă, nu da unde este o gaură neagră, unde se consumă, dă și acolo, dar nu spune bani acolo. Uite, cine are, acela primește. Uh-huh. Că dar trebuie să aibă ceva. Băi, ăsta va face ceva cu banii ăștia.
Ia. Renat. Un talent excepțional, un copil care n-a văzut în viața lui vioară și pune una și... Sau lucruri de genul acesta, astea trebuie hrănită. Pentru că acelea sunt daruri care se vor duce mai departe și fiecare ființă care primește un dar de genul ăsta o să dea și ea mai departe. Care crezi că ar trebui să fie retorica unui părinte, fără posibilități, nu știu, să spunem angajat, un salariu nu foarte mare, în raport cu copiii săi? Ce abilități, ce posibilități are un părinte să-i seteze mindset-ul de viitor antreprenor unui copil atâta vreme cât ei nu au nicio tangență cu acest domeniu? Prezumptiv, copilul îi va depăși practic în plan financiar cel puțin și atunci copilul va fi, cum ai spus, eu pot să spun afectat din, de loialitatea din experiența mea. Transgenerațională. Da, doar că dacă înveți copilul să fie fericit, adică în primul rând să fii fericit, pentru că fericirea o să atragă în viața ta ce ai nevoie. Dar copilul nu poate să perceapă fericirea, noțiunea, conceptul de fericire. Ba da. Dacă cum îi spui unui copil de 5 ani? În fiecare dimineață... Nu cum îi spui? Acum ești fericit? Că el tot timpul e fericit. Îl întreb. Ești fericit? A, tot timpul fericit. Foarte bine. Uh-huh. Să-i cultivi această stare și să vezi ce-l face fericit. Un profesor de-al meu a primit o întrebare asemănătoare și răspunsul a fost... Adică ce e bine de fapt să faci cu copilul? Uită-te în ochii lui. Și e o lumină în ochii lui. Al profesor zicea, dacă vrei să-l vezi pe Dumnezeu, uită-te în ochii unui copil mic, care încă n-a cunoscut dezamăgirea. Acolo e Dumnezeu, este bucuria și inocența, e iubirea inocentă perfectă. Uită-te în ochii copilului tău, dacă lumina nu i-a dispărut, înseamnă că tot ce ai făcut este bine. Că e antreprenor, că e profesor, că e polițist, că e pompier, nu contează. Nu i-a dispărut lumina. Adică cel mai important lucru care trebuie salvat este această iubire inocentă și capacitatea de a fi fericit din nimic. Așa cum e capabil un copil. Nu-i prea teoretic asta. Ești fericit? Eu? În clipa asta? Strălucesc cu ochii tăi de la lumină. Da, în clipa asta, da. Mă bucur să vorbesc despre lucrurile astea. Uh-huh. Pot să spun că da. Dacă mă gândesc la mâine sau la ieri, poate că nu sunt. Dar dacă sunt prezent aici, da, asta e, să fiu prezent. Uh-huh. Da, asta e fericirea, clipa asta. De cum poți să savorezi clipa prezentă? În acest peisaj major de impulsuri. Și asta e o întrebare importantă, dar cred că tu pui întrebări de alea de temelie și vrei răspunsuri de alea. Nu, eu pot să-ți dau un răspuns, dar o să-ți dau răspunsul tot așa. Și o să zici, hai mă, asta e teorie. Te rog, Dan. Eu îți dau teorie. Deci, cum savurezi? Îți spun cum poți să savurezi. Dacă eu ți-aș spune că în clipa asta ai putea să vezi raiul și că raiul n-a plecat niciodată și că doar zgomotul din mintea noastră ne face să nu fim capabili să percepem bucuria și frumusețea lumii. Și să fii prezent, să fii prezent înseamnă să nu-ți mai ascunzi mintea. Mintea o să spună mereu tot felul de lucruri, cum să faci, ce să faci, ce n-ai făcut, ce ai făcut, ce-i cu ăla, ce-i cu ăla, adică toate cărțile lumii și toată cunoașterea lumii pot fi puse aici, atunci când ești prezent. Dar efortul de a atenua acest zgomot al minții este consumator de energie în sine. E tot un zgomot. E lucru interior, e liberator de energie. E mult mai greu să ai zgomotul decât să fii liniștit. Păi, când te concentrezi să asculți zgomotul, presupun că faci un zgomot. Da, trenul când începe să meargă, o ia ușurel, după care apare un momentum, apare o inerție, un elan, după care e greu să-l oprești. La început, da, așa este. Dar de obicei, cine ne trezește, cine ne dă impulsul? Suferință. Că tu vezi lucrurile într-un fel și zici, bă, nu se mai poate așa. Am făcut aia, am fost acolo, am fost acolo, nu se mai poate. Ce pot să fac? Ce mai pot să fac? Și atunci colapsezi. Eul tău colapsează. Și din senin îți apare o grație, un noroc, nu știu. Dar în același timp vezi că de fapt nu mai contează nimic, pentru că oricum tot ce a contat s-a dus, nu mai poți să crezi în nimic și crezi că ai rămas singur și ai dispărut și nu mai ai nicio șansă. Și din acel nimic apare ceva. Ce e aia? Este grația divină, este energia spirituală. Când credeai că nu mai ai nicio șansă, că s-a terminat totul, atunci apare... Când tu ai cedat în interiorul tău și ai cedat la luptă,
Atunci apare altceva care te ajută. Dar dacă tu cedezi, ai ajuns la un anumit nivel și cedezi, exact cum ai spus, vezi în față colapsul. Când spui nu mai pot. Ok, spui nu mai pot, după care atingi un nou nivel de conștientizare și te lovești de alte suferințe. Practic nu se mai încheie niciodată. Nu mai sunt aceleași. Tunelul suferinței. Deci până și un om iluminat are suferințe. Suferința lui nu mai este frica de moarte, ci frica de neant. Frica de neant este așa. Nu că am murit, am existat și am murit. Și nici măcar n-am existat niciodată. Dar mai avem noi până acolo, că nu avem frică de neant. Dar trebuie să vorbesc, băi, cu un iluminat ăsta. Măi, nene, ție ți-e frică de ceva? Cred că le e și lor frică de neant. Adică nici n-a existat. Tu crezi că a existat? Nici măcar n-a existat. Totul e un vis. Doar că în vis tu poți să visezi alte vise. Și tu ești un specialist al viselor. Cum să viseze alte vise? Eu sunt un specialist al dehipnotizării. Hai să nu mai visăm deloc, pentru că totul e deja foarte bine. După care te joci. Te joci cu viața. Vreau să fac, aș vrea să fac și aia, vreau să fac și aia. Ia să vedem cum o fi aia. Mi-aduce ceva chestia asta? Nu. Sunt la fel de fericit. Nu mi-aduce. Hai să vedem. Deci dacă vreau, o iau altă dată. Dacă... Ieri am fost la Cărturești și a doua zi, adică astăzi, mi-am dat seama că am fost destul de arogant. Mi-am cumpărat așa un metru de cărți, pentru că în ultimul timp mi-am propus o oră pe zi lectură obligatorie și mă uitam pe raft și am văzut o carte care se numea Psihologia banilor. Și n-am luat-o. Zic, deja eu asta știu Psihologia banilor. Eu aș fi luat-o pe aia. Și acum când stăteam cu tine și zic, băi, oare să-l întreb, ce înseamnă Psihologia banilor? Pentru că regret că n-am achiziționat acea carte. Tu te-și iau. Dar nu poți să-mi faci tu rezumatul? Nu cunosc. Ce crezi că este Psihologia banilor? Ștefan, eu pot să spun ce știu. Ce nu știu? Nu știu ce a vrut acolo să scrie bine, omul ăla. Nu mă refer la carte, la conținutul setting... cărții, clar, sub nicio formă. Te întreb pe tine, abundența... banii au psihologie? Da. Aș putea spune așa, între ghilimele, banii au conștiință, banii au suflet. Probabil că în cartea aceea se vorbește despre settingul abundenței. Cred că sunt lucruri utile, bune, pentru un anumit nivel. Din altă perspectivă, ce am văzut eu în constelațiile sistemice și ce spun profesorii mei, este că banii se duc acolo unde trebuie să fie. Uh-huh. Chiar dacă i-ai câștigat, ei se duc acolo unde trebuie să fie. De exemplu, am văzut un business care era creat de o persoană foarte capabilă, dar avea un anumit sens. Era ideea acelei persoane, testamentul lui. Businessul ăsta e pentru chestia asta. Și cei care au rămas și gestionau lucrurile, o duceau în altă parte. Și businessul teoretic erau idei bune, dar businessul murea încet, încet. Și când am scos businessul, se ducea după cel care l-a creat. Uh-huh. Pentru că nu i-au respectat ideea, s-a dus după el. Când poți să delegi cu inima deschisă? Foarte mulți antreprenori se tem să delege atribuțiile. Și atunci te întreb, din punct de vedere psihologic, de ce există blocajul acesta? Păi cred că aici este și asta. Eu nu mai întrebări de astea am pui astăzi. Păi dacă sunt antreprenor. Deci cred că am văzut câteva situații în care erau oameni super inteligenți care au ridicat un business până la un anumit nivel. După care, pur și simplu, cred că le crăpa creierul. Nu mai puteau să gestioneze toată complexitatea. Și ăla e un moment în care trebuie să te trezești. Uh-huh. Vrei să treci la nivelul următor? Trebuie să delegi și tu să stăpânești doar anumite, să creezi un model prin care tu să ai niște indicatori, nu știu cum să le zic, super sintetici. Uh-huh. Tu vezi, băi, ăsta a scăzut sub pragul ăsta, da? După care mă duc pe fir și văd ce se întâmplă la vânzări sau ce se întâmplă nu știu unde. Cred că în felul ăsta ar trebui un gen de control mult mai relaxat pe esență. Și dacă devine complex și acolo, mai creezi o esență, mai scoți o esență până când, practic, da, sunt modalități integrate de control. Și atunci delegi, poți să delegi și trebuie să delegi, dar ar trebui să știi exact ce vrei de la fiecare nivel și nivelul respectiv să știe exact ce vrea, în așa fel încât să respecte, să spun, fluxul de informație care trebuie ție pentru integrare. Dar ce crezi că se ascunde în spatele acestui blocaj? Uite, în Franchise Generator... Frica de a pierde controlul. Vreau să-ți dau un exemplu. În Franchise Generator, în programul meu de mentorat, pe care îl desfășor timp de 5 luni de zile acum, am antreprenori
care au dezvoltat o afacere măricică, aș putea să spun, deci cu cifre de afaceri de milioane de euro pe an și cu un profit spre 500-700 de mii de euro pe an. Și mi-a spus în felul următor, vreau să multiplic rețeaua, vreau să scalez business-ul, vreau să transform SRL-ul într-o franciză, dar simt că sunt blocat, simt că am ajuns într-un burnout și nu înțeleg de ce m-am blocat aici, din punct de vedere psihologic. Nu pot să-și depășească pentru această condiție. Pentru că odată ce ai delegat, business-ul nu mai este al tău. Nu mai este în totalitate al tău. E ca și cum e copilul tău care se duce la grădiniță și tu îl iubești atât de mult că nu poți să-l dai la grădiniță. Dacă se duce la grădiniță, are colegi, are educatoarea, dintr-o dată educatoarea devine figura principală, după care se duce la școală și are alți colegi, după care crește, are fete, are băieți. Și când ajunge la liceu, nici nu prea te mai bagă în seamă, e rușine să iasă cu tine pe stradă. Dar e copilul tău, l-ai crescut, așa și cu business-ul. Cred că sunt niște momente de maturitate când e exact ca și tot ce este al tău, cât de mult îți aparține, dă-i drumul să zboare. Da, ia-ți măsuri, fă în așa fel încât să rămână la tine ceea ce este just să rămână și dă-i drumul să zboare. Este o entitate independentă care are propria ei viață și propria ei dorință de a trăi. Ion, ai întâlnit antreprenor echilibrat? Ai oferit consultanță? Cred consiliat? Că da, da. Cred că am întâlnit. În afară de mine, cum arată unul? Nu știu cât de echilibrați, că îți dai seama, mediul de business și interacțiunea de business e limitativă. Uh-huh. Nu poți să-ți realizezi tot ce se întâmplă acolo, dar ce am văzut este că uneori, dacă intri în zona personală, omul respectiv face un salt, inclusiv în business sau în management. Uh-huh. Am lucrat cu managerii și veneam cu o metodologie specifică business-ului, specifică organizației, interacțiunii de un anumit tip, uh-huh, mai formale. Și când intram, să spunem, în anumite lucruri și parcă nu pricepea modelul ăla de gândire, un nou model de gândire, atunci mergeam mai jos și vedeam unde este blocajul. Uh-huh. Asta pot să spun, că zona personală e importantă, pentru că este limitativă. Dacă în interiorul tău nu ești echilibrat ca om, dezechilibrele se duc și în business. Uh-huh. Se duc în orice formă, adică am întâlnit oameni super inteligenți care aparent făceau un business de super tare, dar subordonații lor vreau să plece sau erau extrem de nefericiți sau îi condiționa și îi limita, uh-huh, și oameni nefericiți și care plecau pe, sau îl înjurau, n-avea legitimitate. Cred că un om care face un business de plăcere, uh-huh, poate să fie echilibrat, pentru că îl face de plăcere. Și atunci, pentru el este o plăcere că face acel lucru și se hrănește din plăcerea de a face acel lucru. Sigur, trebuie și gândire economică, gândire de business, dar primează plăcerea de a face acel lucru. Uh-huh. Și atunci, de aici, cred că vine echilibru. Pentru că omul face ceea ce îi place. Nu face business pentru că vrea să se îmbunătățească, că business-ul trebuie să-i servească pe el și familia lui sau alte idei de genul ăsta. Cred că face de plăcere sau bucuria de a face acel lucru. Nu îți dai seama că un antreprenor nu este lacom, ci are acea sete de dezvoltare personală. Lăcomia care... Lăcomia te bagă de multe ori în burnout, apropo de burnout. Lăcomia și frica. Uh-huh. Frica că oricât frica ai înseamnă, avea... Lăcomia înseamnă frică? Este o frică, da. Oricât ai avea, nu-i suficient. Uh-huh. Nu e, că mai ai nevoie. Deci ai un sentiment de gol și parcă încă ceva, și încă ceva, și încă ceva. Și uiți să te bucuri. Uh-huh. Deci cum îmi dau seama că lăcomia e o motivație? Nu. Cum diferențiem, practic, lăcomia în business de acea sete sănătoasă de dezvoltare personală, de educație, de pildă? Vrei să te autoeduci? De exemplu, vrei să deschizi 1000 de francize. Asta este o setă de dezvoltare personală. Vrei să, da, să o setă de creștere, da. Setă de creștere, exact. Setă de creștere vis-a-vis de lăcomie. E iarăși o întrebare dificilă, pentru că nu știu dacă aș putea să dau o idee generală despre asta, dar o să încerc ceva. Aș spune că, iarăși, dacă omul face de plăcere lucrul ăla, nu simte efort, nu se chinuie, nu trebuie să facă, nu e încrâncenat, nu are un atașament. Deci se reduce la vocație totul. Da, la bucuria de a trăi. Uh-huh.
La bucuria de a trăi. Bucuria de a trăi, de a face business, de a vedea alți oameni fericiți, de a trăi și tu bine, de a experimenta lucruri noi, de a avea abundență în viața ta, familia ta. Deci e bucuria de a trăi, așa spune. Cum definești conceptul de abundență? La ce se rezumă? Sau prosperitate financiară? Nu i-aș spune că există doar o prosperitate financiară. Aș spune că este o prosperitate în general, un sentiment de belșug. Uh-huh. Este din plin. Dar vine ceva din interior mai degrabă decât din exterior. Iar exterior este doar o oglindire. Că e o bogăție interioară, un belșug pe care îl simt cei din jurul tău și ca și cum vin în întâmpinarea ta. De ce? Pentru că omul ăsta are, nu știu ce are, te duci la bancă și ți se deschid ușile. Habar n-am. Aș zice că este ceva care vine din interior. Apropo de bancă, poți să resimți abundența dacă ai credite și rate care strigă spre tine? Cred că da. De ce ai? Am. Dar chiar astăzi... Practic și un antreprenor, chiar adevărat, astăzi... trebuie să treacă prin creditare. Absolut. Sunt dar, multe antreprenori nu sunt domnule, eu nu fac datorii. Păi stai mult puțin, că ăsta e alt concept total. E un alt concept, datorii, nu... conceptul de credit. Am avut o perioadă în care toate băncile alergau se luptau pe tine. Se luptau că eu eram acolo. Nu știu ce criterii aplică. Ăsta trebuie să-l convingem. Dar acum cred că e un instrument necesar, creditul. Cred că în mentalul tău te simți deja atât de bogat și atât de capabil încât o să zici o să am cu mult mai mulți bani decât creditul ăsta. Exact. Și asta mi s-a dovedit și în timp. Adică am trecut prin niște frici. Nu la nivelul... asta? Da, am aplicat-o. Dar nu la nivelul, să spunem, că nu sunt un om de business veritabil. Ceea ce fac eu nu e un business. Păi de ce spui că tu nu ai un business? Că tu ai un business. Poți să-i zici că e un business, dar... Păi atâta vreme că îți faci acte de comerț și generezi profit. Și da, este business. Este business, dar... Din ce motiv psihoterapeuții sau profesorii au această frică atunci când vine vorba despre afacerea lor? Că practic ai o afacere, nu? Poți. Ești antreprenor? Putem să o vedem și așa, doar că depinde de mine și de ce fac eu, doar de mine și de ceea ce fac eu. Adică cam asta e produsul, ca să zic așa. Asta e destul de limitativ. Tot da, deci din definiția ta, da, este un business. Doar e un anumit tip de business. Dar cum te simți dacă lumea te-ar percepe? E un schimb. Bogat în loc de profesor sau psihoterapeut? Mă simt bine. Doamne ajută. Către care ocupație înclină balanța? Cum ai vrea să fii perceput? Un specialist în contactul sufletesc și în contactul și în un stimul pentru saltul de conștiință. Cam aici mă duc eu. Un salt de conștiință care corespunde unei alte realități. Cam în zona asta mă percep eu pe mine. Sau asta sap în interiorul meu. Tot timpul. Sap în interiorul meu. Să mai găsesc ceva, ofer, mă bucur de ce se întâmplă, devin din ce în ce mai relevant din punctul ăsta de vedere, dar nu ți-am răspuns la întrebare. Ok. Sau care era întrebarea, că nu știu. Cum? Acum pregăteam una mai dificilă. Astăzi mă bombardesc. Nu eram curios dacă ți-ai făcut vreun plan de afaceri vreodată. Da, am început să-mi fac planuri de afaceri, dar cred că am o gândire destul de prudentă din perspectiva asta. Adică dacă eu știu sigur că astăzi câștig 100 de lei, știu că pot să iau un taxi de 20 de lei și mai las încă 10 lei, pentru că am de unde. Uh-huh. Dar mai întâi am creat ceva, cred că am pornit din ideea asta de să efort, să fac, să dreg, după care am început să știu că se întâmplă. Și că uneori, de exemplu, anumiți clienți ies din terapie, dar imediat vin alții. Și atunci am dau seama că lucrurile se întâmplă la un alt nivel. Dincolo de nivelul meu de voință sau de pregătire sau de marketing sau de plan, se întâmplă la un alt nivel și anume la nivelul la care eu îmi dau voie să trăiesc. Dar cum te percep clienții tăi sau pacienții tăi? Ca pe un doctor sau ca pe un mentor? Cred că fiecare are percepția lui. De exemplu, mulți nu știau că eu fac consultanță. În consultanță nu știau că fac terapie. Cei cu care fac constelații sistemice nu știu că fac terapie. Cei cu care fac terapie nu știu că fac constelații sistemice. N-am,
nu cred că am o imagine unitară în exterior, în interiorul meu sunt același om. Pentru că, practic, în orice direcție m-aș duce, fac exact același lucru. Poate uneori concepte diferite, dar sunt, în interiorul meu sunt adunat. În exterior, fiecare mă percepe de unde am avut interacțiunea. N-aș putea să spun că sunt unii, probabil, care mă percep mai mult în complexitate și în esență decât în fragmentare. În ultimii ani mi-am asumat această ocupație, să-i spun, de antrenor sau de mentor la un moment dat. Poate că e o vocație la tine. Da, cred că e vocația mea, îmi place foarte mult și ți-am spus, de când am deschis aceste programe de mentorat, efectiv, toată chiar ziua sunt am apreciat dedicat. Asta și ți-am spus, ți-am mai spus și că faci cu drag, faci cu suflet. Efectiv, acest domeniu al autoeducației, până la urmă, îmi place la nebunie. Ce înseamnă să fii un mentor bun? Și cum ar trebui să mă raportez, din punctul de vedere, la... Hai să numim discipoli, la cei care ascultă informațiile care pe care eu le livrez. Care te urmează într-un fel sau altul. Nici urmăritor, n-am vrut să le zic. Hai să numim oameni interesați de ceea ce predau. Cum ar trebui să te raportezi tu? Da, sau cum? Cu atât mai mult ca mentor. Cum poți să fii în poziția de mentor? Pentru că acești oameni mă văd ca o autoritate. Și prin prisma rezultatelor mele, prin prisma cifrelor mele. De pildă, eu sunt cel mai mare francizor român al unui brand autohton în zona de fast food. Da? Ei bine, eu pot să ofer din expertiza mea și asta și fac, efectiv. Da. Gândește-te că săptămânal 2 ore sunt live cu toți oamenii care vor să-și dezvolte business-ul. Da? Pentru că eu le scalez business-ul. Cum ar trebui să mă comport eu ca mentor ca să mențin această, să spunem, smerenie, cred că e prea mult. Să nu mă erijez într-o persoană superioară. Cred că este un prag pe care nu trebuie să-l depășești. E un prag în care s-ar putea să crezi că totul e despre tine. Deci e un prag pe care dacă l-ai depășit, te pierzi. Dacă, în schimb, ești foarte concentrat pe tine și din tot ce faci înveți și tu, tu crești într-un ritm mai alert decât ceilalți și atunci ai de unde să le oferi. Deci cred că trebuie să te uiți într-o altă direcție, ca să nu zic așa, decât aici. Și să faci cu dragoste ceea ce faci, dar fiind inspirat dintr-un alt spațiu. Inspirația ta. Că uneori s-ar putea să nu știi și să zici, Doamne, cum să fac chestia asta? Și te lași, poate, și îți vine inspirația. Uite, și... Sau alte ori, pur și simplu, n-ai făcut chestia aia. Dar cineva spune o întrebare sau are o provocare și te inspiră chiar atunci. Băi, eu aș face așa. Nu știi niciodată. Sau, mă rog, la un moment dat s-ar putea să știi. Cred că ar trebui să decantezi mai bine în tine niște principii, cum să le zic, inoxidabile. Niște principii peste care, adică să fii convins că ai decantat experiența ta în aspectele ei esențiale. Și atunci, bazându-te pe acele lucruri, cred că poți să găsești o mulțime de... Da, ceea ce e fascinant este că am descoperit forța magnifică, puterea grupului, puterea networking-ului. Efectiv, învăț de la gruparea de oameni. Exact, da. Când am descoperit-o, mi-am dat este seama altceva. După fiecare... Învățăm împreună. Așa. Deci după fiecare seminar pe care îl fac, îmi dau seama că eu am învățat cel mai mult de la ei, cât le transmit mai multe informații. Pentru că gândește că trebuie să stăm deci, o oră, jumătate sau două și ne lungim și 3 ore. Asta e generozitatea. Înțelegi? Cu cât oferi mai mult, cu atât universul îți oferă mai mult. Asta e una. Doi, este puterea unității. Tu ai zis puterea grupului, dar de fapt este puterea care vine atunci când vrei să fii cu adevărat împreună cu ceilalți și ei sunt captați exact de această dorință de a fi împreună. Este un împreună. Un împreună este o unitate, este un unu. Este un principiu spiritual. Să fim o unitate, să fim, apropo de ce zicea Iisus, sunt doi în numele meu, acolo sunt și eu. Pentru că apare o emergență, adică când doi oameni sunt într-o relație autentică, împărtășesc din toată inima ceea ce iubesc și au încredere unul în celălalt, atunci ceva emerge din contactul lor. Asta e puterea unității. Sau tainele bisericii, astea sunt toate tainele ale unității. Tu le redescoperi în business. Dar de fapt, asta ai descoperit.
ai descoperit că suntem unul și același și suntem diferiți. Și ambele sunt, cum să spun eu, valabile în același timp. Nu e una superioară. Dar business-ul obișnuit este creat în zona fiecare cu interesul lui și ceea ce faci tu este, e un echilibru. Adică tu spui, suntem împreună, da, rolul tău este, cum să spun, într-un fel de mentor al grupului. De ce? Pentru că te califici din punct de vedere moral și din punct de vedere al generozității, înțelegi ce faci? Adică tu oferi cu drag, din inimă, ceva care ai muncit cu greu ca să ajungi acolo și le oferi. Și atunci îți vine mai mult. Uh-huh. Și de unde îți vine? Exact din interacțiune. De unde credeai tu că oferi, de fapt ți se oferă. Și aici intrăm cu tot într-o altă sferă. Dar super, bravo, continuă așa. Tot din interacțiunea aceasta mai descoperi ceva. Forța obiectivului comun. Deci atâta vreme cât noi, da, suntem zeci de oameni care credem în aceleași valori, dar avem și un obiectiv foarte focusat, atunci parcă se generează niște forțe. Da. Cum explici asta? Deci gândește, noi aici cu toții vrem să ne scalăm business-ul. Nu, da. Cu toții vrem să ne scalăm business-ul, da? Iar eu îi învăț cum să o facă, cum să se, mă rog, de la branding până la marketing, până la management, tot disecăm afacerea, audităm tot business-ul, dar noi, deasupra, avem scris un obiectiv. Să ajungem la un număr de francize, să ne scalăm business, să consolidăm valoarea brandului și ulterior care vrea să facă exit din brand. Forța acelui obiectiv, efectiv, este senzațională. Da, Cum ți explici că se generează astfel de energie? O congruență a minților. Este o congruență care vine din toate direcțiile și se creează unitatea. Unitatea este altceva decât fiecare individ sau suma indivizilor. Deci este, nu știu cum să-i spun, chiar așa, o emergență. Este un alt spațiu, un alt nivel. Dacă o să vii la constelații sistemice, o să vezi exact același lucru. Exact același lucru. Noi acum ne trezim că experimentăm alte trăiri pe care înainte n-au fost posibile. Trăim alte stări de conștiință pe care doar unul ca individ nu are cum să le trăiască. Trăim bucuria de a fi împreună. Cum spui tu? Cum reușim să ne aliniem lângă un obiectiv, să ne grupăm, să ne canalizăm focusul? Cred că ne autoselectăm. Sunt oameni care te urmează pentru că se regăsesc în tine. Ei s-au selectat. Sunt alții care nu te urmează pentru că nu se regăsesc în tine. Pur și simplu, fiecare om care a decis ca să lasă să curgă prin el ceva, să ofere, cred că atrage oamenii care îi corespund și care rezonează cu el și se aliniază singuri. Nu știu să-ți explic lucrurile astea, dar cred că așa este. Cei care trebuie să vină vor veni, cei care trebuie să învețe vor învăța, cei care trebuie să crească vor crește. Cum putem să fructificăm constelațiile în business? Există constelații de business. Există constelații de business? Sigur că da, orice mediu. Cum? Cum se face o constelație în business? În business, îți dau un exemplu. Scoți, reprezinți business-ul, reprezinți managementul, reprezinți clientul, reprezinți piața și vezi care sunt interacțiunile. Care sunt interacțiunile? Poți să te orientezi către macro sau către micro. În sistem, ce se întâmplă în sistem? Ceva e gripa, ceva nu funcționează. Nu știu, există o disfuncție între două departamente sau în această echipă există o problemă, să zicem, ca să mergem la micro-micro. Sau, nu știu ce, dau un exemplu, managementul superior, stafful este scindat, sunt două tabere. Care e problema? Păi mergem și facem diagnoză, discutăm cu ei. Facem training-uri de comunicare, le spunem cum e bine, îi rugăm frumos, facem orice. Nimic. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Așa. De ce? Și atunci mergem într-o zonă mai profundă. Vedem în istoria acelei firme ce s-a întâmplat. Păi a fost o firmă, să spunem așa, un mic rechin de piață, extrem de agil și de bun. L-a văzut o multinațională și l-a cumpărat. Din momentul ăla a devenit o prințesă. Băgat într-o cușcă. Ăia care au dus business-ul de l-au crescut, erau extrem scurcircuit, au totul. A apărut o problemă, o provocare, astăzi o rezolvăm. Și au explodat, pur și simplu. Dintr-o dată au devenit oameni care se opuneau sistemului, supra, să spunem,
reglementat. Ce înseamnă o multinațională? Înseamnă cu tot și cu tot un alt mod de interacțiune, previzibilitate, coordonare, interacțiuni complexe și nu în ultimul rând diplomație. Exact asta lipsea acolo. Uh-huh. Și cu ce s-a sfârșit toată chestia asta? Că cel care a înființat firma a rămas o vreme să conducă ca manager, după care cei care au cumpărat firma nu l-au mai creditat. Uh-huh. Și l-au evacuat. O parte dintre cei care au rămas în firmă i-au fost fideli și au stricat, dar nu a fost un proces conștient. Ei pur și simplu nu agreiau anumite lucruri, spuneau, dom'le, păi am ajuns până aici fiind agili, fiind foarte bun pe zona asta și acum exact am devenit omul negru. Deci cum se deblochează prin constelații? Prin acceptare? Ce se întâmplă? Deci aici, prin conștientizare aici în business? Am dat un exemplu care e greu de abordat. De ce? Pentru că, în general, oamenii de business și managerii apreciază gândirea sistemică, adică felul în care vezi lucrurile, dar nu intervenția sistemică, care e cu totul altceva. Și, de exemplu, în situația asta concretă, am făcut un raport, pentru că știam că depinde de decident, pentru decident, și am spus ce să fac, A, B, C, D. Persoana respectivă nu a înțeles, pentru că nu avea percepția sistemică și nu pricepea. Ne-a băgat în căsuța pe care o avea. A, păi e despre tranzacții și nu știu ce. Bine, ok. Deci șansele sunt foarte mici, pentru că cel cu care trebuie să lucrezi este să fie capul. Dacă el înțelege, atunci lucrurile pot fi gestionate. Dacă nu înțelege el, degeaba ai înțeles tu la resurse umane și ai făcut un super proiect și ai găsit cheia, că respectivul de sus știe să dea cu pumnul, să taie, să închidă robinetul, să facă, să dreagă, să dea pedepse, să dea afară și cam atâta. Apropo de cap, care crezi că sunt calitățile esențiale ale unui lider? Ale unui lider? Da. În comparație cu ce? Cu manager? Un om care nu are mentalitate de lider. De ce unii se ridică sus, iar alții cred rămân? Cred că sunt două calități, le-aș spune polare, să spunem. Curaj și responsabilitate. Adică sunt lideri care au curaj și târăsc organizația într-o nenorocire și sunt ăia alții care mor după el că nu fac față sau bagă producția în colaps sau mai știu eu ce alt departament. Și sunt lideri care sunt hiperresponsabili și atunci nu prea se schimbă lucrurile. Adică omul să avem grijă, să nu știu ce, dar nu se schimbă nimic. Și cred că trebuie un echilibru între astea două, pentru că sunt două forțe polare. Uh-huh. Să ai curajul să schimbi și să spui asta, nu, să te înconjori de oameni capabili să gândească ca tine și să ai și partea cealaltă. Cum o facem în condițiile de cele mai valide pentru toată lumea? Și pentru, de fapt, ce contează? Contează ca business-ul să fie ok, să aducă plus valoare clienților, să aducă plus valoare ființei umane pe piață. Și în același timp, oamenii care sunt aici să nu trăiască ceea ce fac ca pe chinul vieții lor. Să trăiască mândria, bucuria alături de mine, să fie motivați din interior. Adică să facă cu plăcere ceea ce fac și să nu-și uite familia. E o combinație destul de complexă, dar cred că energia majoră asta este curaj și responsabilitate. Și inteligență, bineînțeles. Crezi că mediocrii sunt mai fericiți? Nu mai întrebă de asta îmi pui în seara asta. Deci fii atent, ce cred eu? Că cei sărași cu duhul îți stăpânesc mai bine mintea. Sau nu o au. Și atunci sunt mai fericiți. Dar n-aș spune că sunt mediocri. Aș spune că e nevoie de o inteligență superioară ca să poți să fii prost și să accepți că ești prost. Că ești mediocru. Să-ți mai și placă. Crezi că poți să conștientizezi că ești mediocru? Nu cred. Că ăla care e mediocru, nu, cum să spun eu, nu conștientizează. Din contră, se crede și deștept. Uite, și eu, crede de exemplu, la schi, sunt mediocru, sunt submediocru. Am conștientizat. Da, dar îți place să schiezi? Păi, mi-ar plăcea să știu să schiez cum trebuie. Și nu e amuzant? Păi, da. Nu te bucuri? E obositor, că trebuie să car schiurile după mine. Dacă... A, păi și atunci de ce te duci? Păi asta mă întrebam acum, zic, cum identifici mediocritatea, dar vreau să o duc către business, că dacă ești mediocru în business, e o problemă aici, că în business ar trebui să crești, trebuie, să evoluezi. Da, doar că știi, și cancerul e o creștere.
Care e creșterea sănătoasă? Adică cum se... cancerul e creștere? Pentru că se multiplică celulele alea, de nu se mai oprește. Și cred că sunt business-uri cancerigene, că vor să crească la infinit. Și ce? Era o chestie pe vremea, prin 90. Mie mi se pare o ciudățenie, pentru că oricum sistemul se reglează, adică nu o să crești tu la infinit, că vine altul și nu știu ce se face. Se reglează de la sine dacă există o libertate, să spunem, și niște reguli clare. Dar prin anii 90 zicea, cred că și eu eram prite. Ce facem, mă, numai gogoșeria, o să mâncăm toți gogoși, adică nu mai pâine, nu mai aia, nu mai da. Nu știu să definesc așa cum vrei tu sau cum o vezi tu, dar cred că există într-adevăr că nu faci business ca să rămâi acolo. Cred că foarte mult vine din motivație. Dacă tu ai o motivație de siguranță, dacă tu ai o motivație ca să strănești familia, ceea ce nu-i rău, doar că business-ul este subordonat familiei și business-ul nu există pentru că există familia. Așa a pornit. Business-ul există pentru că există cerere și clienții sunt mulțumiți și fericiți. După care, clienții să rămân conectați cu ființa lor. Nu ajung consumatorii, cum să spun eu, patologici. Consumismul patologic, ci nu, sunt conectați cu ființa lor. Iau ce au nevoie și se bucură. Și în viața lor rămâne bucurie. Nu un lucru să spunem, Doamne, nu pot să rezist dacă nu cumpăr nu știu ce. Astăzi trebuie neapărat să fac nu știu ce. După care consum de două ori și a rămas acolo. Ce am făcut? L-am convins, am intrat pe golul din interiorul lui și după aia, ce? El îl aruncă, cine pierde, cine câștigă, încotro mergem. Cum identifici burnout-ul ca om de afaceri? Ca om de afaceri? Da, când simți că pedalezi în gol, când simți că... Cred că atunci când nu mai ai nicio bucurie, nu mai ai... Cred. Dacă tu faci că trebuie să faci, că n-are cine să facă, ar trebui să te uiți. Problema la burnout este că nu mai poate fi identificat. Deci ai trecut pragul dincolo de care mai poți să-ți dai seama. Și ar trebui ca cineva să te tragă de mânică, să ai un prieten, cineva care să țină la tine să zică, vezi că ai trecut pragul. Pentru că dacă ai trecut pragul, nu mai poți să te oprești. Pur și simplu colapsezi. Și cred că nu are niciun sens. Adică, pentru ce să facem toate lucrurile astea? Cui îi folosești? Și ultima întrebare. De ce crezi că unii oameni au un succes nemărginit, iar alții parcă se joacă mereu cu falimentele? Crezi că e o chestiune de mindset? Crezi că e o chestiune... Nu știu, cred că unii vor să învețe, poate să fie și... Nu pot să spun așa. Ar trebui să văd ce înseamnă succesul la nemărginit. Dar vreau să văd cât de fericită e familia lui, cât de fericită e persoana. Și atunci pot să zic, da, este, omul ăsta e împlinit. Aș măsura succesul după gradul de împlinire. Adică nu după cifra de afaceri sau după profil, aș măsura din gradul de împlinire. Și prin contribuția... Împlinirea o raportezi mereu la familie? Nu neapărat. Și personal, și bucuria sau... contribuția la viața celorlalți, la viața societății, la... Nu, dar evident că trebuie să fii și tu în calcul. Tu ca antreprenor. Ca... Și asta e chiar ultima. Ce înseamnă să fii puternic, un antreprenor puternic? Un antreprenor puternic. Puterea antreprenorului în ce constă? În pasiunea lui, în idealismul lui. În faptul că iubește ceea ce face și crede în el. Asta este puterea lui. El e primul care crede în el. Eu îți mulțumesc din suflet. Cu drag. A fost o seară extraordinară. Dragilor, mulțumesc pentru prezență. Ne reauzim. Vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc.